Specializată în fabricarea de sisteme de irigații, Nandan Jain este una dintre primele trei firme de profil din lume. Cu experiență impresionantă în domeniu, compania israeliană a fost cumpărată de un consorțiu indian cu o zi înaintea deschiderii expoziției Agritech. Este o participare foarte, foarte bună. Apoi se știe că firmele israeliene, în ceea ce privește partea de high-tech, sunt foarte puternice, sunt produse de top. Și eu particip pentru prima dată la târgu Agritech în Israel și este absolut impresionant, este foarte bine. Din 2010, Nandan Jain dezvoltă cu succes proiecte și pe piața românească. O piață destul de agitată, o piață cu foarte mult potențial, o piață în care a început să se investească, se simte faptul că au început să se absorbă și fonduri europene. Suntem foarte focusați pe partea de proiecte de dezvoltare agricolă, da? Și am avut și surprize foarte plăcute, în sensul în care oamenii chiar caută niște soluții, noi dăm soluții high-tech, de la proiectare până la picătura de la plantă cu sisteme automatizate, sisteme inteligente. Încercăm să reducem consumurile și la apă și la forța de muncă și, bineînțeles, obținem niște producții mai mari. Avem proiecte finalizate pe mai multe domenii. Eu am să dau un exemplu de proiect care l-am finalizat anul trecut, unde a fost vorba de 300 de hectare de legume rădăcinoase. Este vorba de un proiect cu irigare prin aspersie, cu rezultate foarte, foarte bune. Un altul de care suntem foarte mândri este un proiect de 25 hectare de cireș super intensiv. Acolo vorbim de irigare prin picurare, un sistem complet automatizat, iarăși cu rezultate foarte bune. Cel prin aspersie în zona Constanța, cel prin picurare de care vă spuneam, cel cu cireșul, este în zona Adunații Copăceni. Succesul expoziției de la Tel Aviv este dat de varietatea firmelor participante, cei mai mari jucători pe piața de profil fiind prezenți, dar și de numărul impresionant al vizitatorilor străini. Marile târguri agricole, atât în Europa, cât și în state, acum mai nou, nu prea se mai fac în fiecare an. Sunt totuși niște costuri mari și, în general, se merge la 2 ani sau la 3 ani. Noi continuăm să le facem o dată pe an, ceea ce, într-adevăr, din punct de vedere financiar, e destul de greu de susținut la nivelul ăsta de participare în fiecare an. Un alt domeniu foarte bine reprezentat la Agritech a fost cel al constructorilor de sere. The company is a private company that started the business start in the young country of Israel. Reprezentăm o companie privată înființată în 1959. Atunci avea activități în fabricarea de echipamente agricole pentru sectoare diverse, de la tehnologii pentru brutării, la producția de ferme pentru creșterea puilor și până la sere. În 1970, datorită reformei promovate de Ministerul Agriculturii din Israel, am luat o decizie strategică pentru grup și ne-am concentrat doar pe sere. Ideea politicii guvernamentale era de a muta producția din câmp în sere. Ceea ce s-a făcut acum 40 de ani în Israel se întâmplă astăzi în țările din Uniunea Europeană și, bineînțeles, în România, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. De 2 ani, compania israeliană Azrom este prezentă în România, însă nu a reușit să fie activă. În 2010, due to the reform of the European... Având în vedere reforma comunitară de a promova SRL, în 2010, Azrom a luat decizia de a intra într-un parteneriat cu Agromec Ștefănești. Noi am adus tehnologiile și know-how-ul, iar ei trebuiau să asigure suportul tehnic și serviciul. Din păcate, în cei 2 ani de colaborare nu am reușit să accesăm programul Uniunii Europene, dar încercăm, cu toate că este un pic problematic din cauza birocrației. Sperăm că vom găsi calea pentru că avem soluțiile necesare fermierilor.